mentalitatea lor literală este pentru unii o chestiune de izolare. Ne întâlnim perfect. Ce idee, nu-i așa, să mai discutăm și despre literatură când discutăm despre literatură? La fel, ideea contrară, elementar și cât se poate de justă, că romanele sale erau citite tocmai fiindcă nu corespundeau liniei de partid. Nici nu mai trece prin capul celor ce spun azi ideologii literari, iarăși mă întâlnesc cu fumătorul, critici și istorici literari nefiind ei oricum. Cu timpul, orice punct de vedere, oricât de absurd, se vede că are îndreptățirea lui. Și ceea ce e încă mai grav, orice absurditate, merită să circule liber, fără urmă de reacție. Cui pas. Semnat, bine că a fost înregistrat, ori facem un număr, o să vă spună Ovidiu, și în viitor un număr înregistrat din punct, ori după aceea vom face și o carte, pentru că ce s-a spus astăzi aici, la 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, mi se pare esențial pentru anul 2022 sau 2022. Însă, înainte de a avea cuvântul lui au orice cuvântul, iar două mulții la aș vrea să cam promis de dimineață că vă citesc în scrisoarea pe care Geo o zâmbesc, eu spun că lui Ștefan Popescu, ca să-l angajeze pe Marin, pe Marin Preda. Scrisoarea este din 1941, deci un băiat de 19 ani. Noi am discutat foarte mult, să știți, pe tema asta. Cum a apărut scriitorul ăsta în literatura română? Ne-a preocupat întrebarea aceasta și cred că rămâne în continuare ca destin de scriitor. Deci la 19 ani, când deja am cunoscut pe Geo Dumitrescu și grupul lui, văzându-l Geo Dumitrescu, îi scrie lui Ștefan Popescu, v-am povestit cel care avea un supliment literar, următoarele, nu sunteți toată, de primele trei minute. Ca o introducere la ceea ce vei spune. Iubit de nene Ștef, fără a fi într-o situație mult alta decât a individului ce ți se prezintă, îndrăznesc totuși a-ți arăta cu degetul cazul de revoltătoare mizerie a acestui băiat care are pretenția de a nu muri de foame. O exprimare excelentă. De aici a pornit Marin Preda. Odată cu angajarea aceasta și tot ce a urmat după aceea, bineînțeles, n-a mai intervenit nimeni, talentul era al lui, n-a mai fost nevoie să intervină nimeni. O vede și mă. Dar vreau să vede. Nu, vreau să spun așa că noi avem o mare surpriză. Da, noi avem o mare surpriză pentru dumneavoastră care a stat până la ora asta. O mare, mare surpriză, dar ca să prelungim un pic această surpriză, fac și eu... E de foarte bine. Fac un pic de... Vă țin un pic pe jar și spun niște lucruri legate de cum ne raportăm noi la istorie, la oamenii care, de la care au trecut 100 de ani de la naștere. Uitați, nu avem până în acest moment un muzeu al comunismului. S-a încercat Râmnicu Sărat, acolo trebuie pus doar niște betoane deasupra ca să nu plouă și după aceea să se amenajeze vechile celule. Nu se dau aprobări. Pentru niște ciment, pentru mine, nu se dau aprobări. Și de 10 ani de zile, la Râmnicu Sărat, plouă. Deci, la un moment dat, acea incintă, care a fost închisoare, unde a trecut și Cornelul Poposu, nu va mai putea fi făcută muzeu, pentru că nu se va dărâma din cauza ploilor. Bun. Deci nu avem un muzeu al comunismului. E muzeul ororilor comunismului.
continui. E un proiect, mă trebuie o rolă de comunicare. Am o cameră la Biblioteca Națională. Bun. Mi se pare suficient? Un proiect. Un proiect, o cameră care adună niște obiecte. Deci avem o cameră și trei obiecte din comunism și cu asta, cum v-am spus, și ne-am raportat la comunism și ne-am făcut treaba. Sighetul, care e inițiativa extraordinară, e foarte departe. Dacă aveți niște prieteni care vin din Franța, din Italia și vă să vă cer, arătați-ne și nouă cum a fost în comunism, duceți-ne în locul lor. La Sighet nu poți ajunge. La Sighet e foarte târziu. Ce anume? Haideți să... Un muzeu al amintirilor comuniste? Asta e interesant. Interesant și e bine că ne spuneți și poate... Era e scala de trebuie. Da. Pe urmă, legat de Marin Preda. La Siriștea Gumești, Siriștea Gumești este o localitate la 140 de km de București. Se poate ajunge cu un autocar în două ore, deci niște copii din București, din Giurgiu, din Ploiești, din Pitești, pot ajunge acolo în două, trei ore. Numai că n-au ce vedea. Există un centru memorial Marin Preda, unde e vechea clasă în care a învățat Marin Preda, în localul vechii școli, și sunt, e singurul loc bine amenajat. Băncile din anii 30 și în jurul pereților, în jurul sălii de clasă, sunt niște fotomontaje cu fotografii făcute de Vasile Blendea la diferite vârste cu Marin Preda, cu fotocopii din reviste, cu texte și mai avem și o bibliotecă în neîngrijită. Nu există un bibliotecar, nu există un muzeograf, nu există un om care să se ocupe de acel centru. Și mai există și un bust al lui Marin Preda, care iarăși putea... Toate chestiile astea pot fi puse mai bine în valoare. Dar nimeni nu știe, cred că jumătate dintre dumneavoastră sau mai bine, nu știți că există un centru memorial Marin Preda la Siriștea Gumești, iar casa Marin Preda a fost preluată, a fost cumpărată de Marius Tucă, acum 12 ani, și casa, în casa aceea nu s-a făcut nimic. E casa de patrimoniu istoric. Arată mai rău decât era acum 1967. Da, deci arată mai rău. 27 aprilie, când am fost acum, dacă zici că e casă de tip de pământ, așa. Deci, ce se vezi acolo, la Siriștea Gumești? Deci, e la cătubul ăsta. Deci, noi casa memorială, centrul memorial Marin Preda nu funcționează. Nu ai ce să vezi, deși un mare scriitor, Cristi Furaș. Cristian Furaș. Ăsta a fost un mare scriitor. Cum e mare, nu vedea un scriitor al secolului 20, numai în România. Deci Cristi Furaș, am descris până acum ce se găsește la Siriștea Gumești, legat de Marin Preda. Deci un mare scriitor european, dar în României, nu e pus în valoare. Deci niște copii, dacă vor să se ducă în copilăria lui Marin Preda, n-au ce să vadă, pentru că nu e nimic amenajat la Siriștea Gumești. Nu e în București nimic amenajat. Colocul acesta, oricât de mare audiență ar fi avut, va trece. Au fost două zile, ne-am gândit, am vorbit, dar va trece. Ce rămâne? Deci, da, așa arată.